Învățătoarea era angajată pe o perioadă determinată de 60 de zile la școala gimnazială Sinoe din comuna Mihai Viteazu. Nimeni nu bănuia că aceasta mai avea o meserie total diferită de cea de cadrul didactic, cea de proxenetă. Tânăra de 23 de ani racola eleve pentru practicarea prostituției. Dacă nu ar fi fost reținută de procurorii DIICOT pentru trafic de minori și pornografie infantilă, Aurelia Grosu ar fi susținut sâmbătă examenul de ocupare a postului pe care activa. Tânăra nu era titulară și lucra ca sublinitoare calificată. Și-a dat demisie, am desfăcut contractul de muncă, am luat act de demisie, am desfăcut contractul de muncă, a încetat contractul de muncă și nu mai are nicio treabă. Aurelia Grosu este cercetată pentru trafic de minori și pornografie infantilă. Dacă va fi găsită vinovată, își va pierde dreptul de a profesa vreodată. Complicii ei, Gabriel Rădulescu, Costel Albescu și Mustafa Niazi, zis Samir, au fost și ei arestați. Unitatea de învățământ, Liceul Tehnologic Mihai Viteazul, a dispus încetarea contractului de muncă și desfacerea contractului de muncă pentru învățătoarea care a fost reținută de către DIICOT. Menționez că acest contract de muncă a fost desfăcut începând cu data de 25 octombrie 2012. Doamna învățătoare urma să dea concurs pentru ocuparea postului de învățătoare la școala gimnazială Sinoe până pe 31 august. Pe de altă parte, minora de 13 ani, elevă în clasa 8-a, racolată de învățătoare, primește consiliere psihologică. V-am consiliat-o, merge, este programată să... pentru a doua ședință și în continuare la cabinetul de asistență psihopedagogică de la Liceul Cojalac, că noi nu avem. Din nefericire, minora nu a fost singura victimă. Învățătoarea le-a demenea pe tinere sub promisiunea că le găsește locuri de muncă bine plătite ca recepționere, cameriste sau babysitter. Fetele erau cazate în apartamente închiriate în Constanța și erau exploatate sexual. Pentru recrutarea clienților, membrii grupării postau anunțuri pe internet în care se ofereau așa zisele servicii de masaj.